săptămâna altfel a fost un prilej pentru o copilă de numai 15 ani din Petroșani, care suferă de mai multe boli ce o țin într-un scaun cu rotile, să-și umple sufletul de bucurie. Lucrările ei, realizate în ore de trudă cu mult curaj și dăruire, au fost apreciate de toți cei care i-au trecut pragul expoziției. Andreea nu a cunoscut copilăria așa ca toți ceilalți și multiplele ei suferințe au făcut-o să fie izolată. În aceste zile însă, când s-a decis să facă o expoziție de origami, a fost mai mereu înconjurată de copii, bucuroși să învețe de la ea cum se construiesc figurinele. Ce știi tu despre Andreea? Că are nevoie de banii aceștia de care îi strângem noi să cumpărăm aceste origami, să facă o operație în străinătate. Am cumpărat această floare pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și am vrut să o ajut și pe Andreea ca să meargă să facă operație în străinătate. Da, îmi place mult și sper să aibă noroc mult. Spune-mi, ce ai cumpărat tu astăzi de aici? O lebădă. Ce vei face cu ea? O voi pune prin casă. Andreea spune că le mulțumește tuturor și a fost atât de fericită când a putut să stea cu ei, încât i-a privit cu lacrimi în ochi atunci când au plecat. De cât timp ți-ai descoperit o astfel de pasiune pentru origami? De un an jumate. Și în atât de scurt timp ai creat? Bine, că m-a ajutat și mami la lipit, la soluțiile toxice și nu pot să lipesc. M-a ajutat mami să lipesc. Și de unde ai învățat să faci astfel de forme? De pe net, la cunoștință. Și mai ales imaginație trebuie să ai ca să poți să faci. Ce-ți place cel mai mult din ceea ce ai lucrat tu aici? Baza aceea. Baza. Da. E greu să faci astfel de lucruri pentru că știu că tu ai probleme și cu mânuțele. Da, am probleme cu mâna stângă. Și e greu? Pentru mine m-am obișnuit. Fac din plăcere lucrul ăsta și fac pentru că fac și mișcare la mână și îmi face bine. Da, ai îmbinat oarecum un exercițiu fizic, da, care să te ajute cu plăcerea de a face astfel de lucruri frumoase. Te-am văzut astăzi aici, în jurul tău aveai foarte mulți copii. Cum e? E pentru mine obositor, dar totodată și plăcut. Cum te-au impresionat? Cu plăcerea de a învăța m-a impresionat foarte mult și mă bucur să am copii mici, copii mai mici de vârstă, ca și cum m-am bucurat, pentru că și la mine, la grădiniță, am avut copii mici și mi-a făcut plăcere să stau cu ei și mi-a făcut plăcere ce copiii au fost azi aici. Ei oricum au fost foarte încântați, mai ales că ei și învățat să facă câteva lucruri, câteva obiecte ca să te copieze. E foarte important că ei au vrut să facă lucrurile așa cum le faci tu. A avut voință să facă ce fac eu. I-am văzut pe foarte mulți că au și cumpărat obiecte. Cu ce te vor ajuta ei? Cu ce m-ar ajuta ei? Să plec la operație și să mă fac bine, să scap de scaun. Mama ei este singura care a încurajat-o să se dedice artei împăturirii hârtiei și o ajută să creeze obiecte ce îi sunt dragi. Doar așa, dacă vor vinde din ele, vor reuși să opereze din nou pe Andreea. De unde ideea organizării unei astfel de expoziții? Am venit întâmplător aici de 8 martie și am văzut că au fost exponate cu origami și am întrebat pe domnul Sorin Oprea, am zis, nu, poate și Andreea să aducă, are și ea făcute de un an jumate, lucrând la ele, exponatele ei, și am zis, dacă se poate, chiar și cu vânzare, ajutând-o pe ea. Și a zis că n-a știut dânsul și a zis, hai să facem o expoziție personalizată cu Andreea, fiind un caz mai aparte. Și de acolo am pornit și am făcut expoziția. Am întrebat-o și pe ea, cum v-a venit ideea să o angrenați într-o astfel de activitate a cărui rezultat este unul deosebit? A venit așa pe, cum să vă spun, pe nepusă masă. Am avut o cunoștință de la București, doamna Dana Șerb, dânsa pe net ne-a mai arătat, eu am văzut niște exponate de ale ei,
dânsa ne-a mai explicat cum. Am o prietenă acolo la mine pe scară care mi-a explicat și atunci cum se face o piesă, deci piesa în amănunt. Și după aia am căutat amândouă eu cu Andreea pe net și am zis, haide să dezvoltăm un pic și modele și piese și figurine și deci de aici a început așa, deci nu am zis hai totuși să fie ceva, am zis hai din plăcere să facem. Cât timp ia Andrei să facă o astfel de piesă, pentru că ea are un handicap și la una dintre mânuțe? Da, ea are probleme pe partea stângă, depinde de cum să vă spun, de figurină. De exemplu, un iepuraș mai micuț ia și câte 3 zile. Eu îi le tai, nu o las să umble cu cateru, cu lipiciu, cu... nu poate cu mânuța stângă. Până îi durează mult până le împătură, o mai ajut și eu, că nu poate singură. Și după aia, cam în 3 zile, așa, să zicem, un iepuraș mic, cam din 250 de piese. Pentru ea e un exercițiu care o ajută, în primul rând, să treacă timpul mai ușor, să se dezvolte și iată că ați reușit să faceți niște lucruri deosebite. La ce v-ar ajuta aceste lucruri în momentul în care le vindeți? Am văzut foarte mulți copii care au venit, care au cumpărat. Cu ce vă ajută? Noi le-am făcut într-un scop umanitar, deci le-am făcut din plăcere, în primul rând, și cu mult suflet. O pus Andreea și ajutată de mine. Urmând să plec cu ea, vreau să plec, a făcut acum 2 ani de zile o operație, a regresat înapoi, deci nu a ajutat-o. Operația, urmând să-i fac, are o luxație de șold. Mânuța stângă trebuie pus un fixator să-i sucească mânuța ca să poată să o folosească. Deci ne ajută pentru niște intervenții chirurgicale care vrem să mergem. Neavând bani și posibilități, am zis, hai totuși să facem ceva în timpul liber, să și este ceva acum. Asta e viața de zi cu zi, ce să facem. Cât costă o astfel de intervenție și care este diagnosticul pe care îl are Andreea și care îl are cam de mult timp? Îl are de ce am născut-o la 6 luni și 3 săptămâni, 100 de grame a avut. De atunci au început problemele. N-a mers niciodată în picioare singură. Ea prin casă se deplasează în genunchi. În genunchi merge așa patrupedie, cum se spune. Și diagnosticul ei dat e tripareză spastică, predominant stâng, cu retard neuromotor. Are și epilepsie simptomatică. Trebuie să ajung și la Târgu Mureș cu diagnosticul ăsta cu ea. De câți bani aveți nevoie? Asta este, cum să vă spun, în ziua de astăzi... Pe unde m-am dus, nu zic că trebuie să... Deci o atenție, nu e o sumă exactă, deci nu... Cum să vă spun, ciubucul la doctor, că așa se face pe aici, pe... Nu știu cum să vă spun, ca să nu par nici... Deci nu ciubuc, nu. Deci o recunoștință față de medic... Asta după aia este fixatorul care ăla este 10 milioane, casa de asigurări nu mi-l decontează, luxația de șold trebuie niște șuruburi și niște tije care și alea sunt foarte scumpe, că le fixează acolo și de durată, deci de timp. Așa o sumă totală nu pot să-mi dau seama că încă nu știu cam... care intervenție o să aibă loc prima, care următoarea, recuperarea face foarte mult după operație și aia costă. Ea, normal, recuperarea nu plătește singură, nu pot să o las, nu se descurcă, deci automat trebuie să plătesc pentru mine ca să o însoțesc, fiind asistent personal al ei. Deci ea nu plătește la o recuperare, o cazare, masa, deci ea nu plătește. În schimb, eu trebuie să plătesc, că așa este. Așa ați decis să faceți o astfel de expoziție, ați adunat și veți mai aduna câțiva bani. Unde vă pot găsi cei care vor să vă ajute și care urmăresc emisiunea noastră?
Dacă se poate, o să mai încerc și prin alte modalități. Noi oricum piese tot facem și vrem, dacă se poate, cine cunoaște, să ne facem și la comandă, dacă chiar le trebuie la cineva. Eu am Facebook-ul meu, Pop Lucreția Mariana, acolo mă găsesc. Vă las și număr de telefon dacă trebuie. Conturi deschise nu am deocamdată, dar o să deschid două conturi la Pireus Bank, vreau să le deschid, în lei și în valută. Și dacă dorește cineva să o ajute pe Andreea să se bucure și ea de copilăria ei, ea nu a știut până acum ce înseamnă să alerge, să se bucure pur și simplu de copilăria ei. Ea s-a maturizat prea repede. Copiii nu prea vin la ea, de aia ne-am... Nu plânge, iubita, nu-s de lacrimile. Nu prea vin copilași la ea, deci se plictisesc. Dacă ea nu se deplasează, imediat se plictisesc și o evită. Și în parc când mergem, vine la ea, se uită, pleacă. Nu are copii. Și am zis, hai totuși să găsim ceva bine făcător pentru ea. Și ca inteligență o dezvoltă, și ca terapie ocupațională la mânuța stângă, deci o ocupație care îi are nevoie ea de ea. Andreea speră într-o minune și își dorește mult să meargă, să se joace cu alți copii și să învețe să copilărească, așa cum nu a reușit din pricina bolii. Oamenii cu suflet mare și ei mă pot ajuta, oamenii cu suflet mare și Dumnezeu. Asta nu depinde de mine, să merg, să mă ridic, de oamenii cu suflet mare și Dumnezeu.